Bacău se convoacă în ședința ordinară în ziua 28.06.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, care urmează să participe în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcției de director la școala gimnazială numărul 1, sat Negoiești. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunii Ștefan cel Mare. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate? Da, știri la primul punct. N-ați avut la material? A fost numai punctul cu... Procesul verbal, ați avut? Da. Dar nu au fost trecute ultimele două, au apărut. De aceea numai cu nume la corul stresului. Domnul președinte. No, procesul verbal de la ședința anterioară. Nimic, da. Lasă, vorbim așa, academic aici. Aia. Nu suntem la Rădeană. S-au schimbat roluri, știi? Consilierul pune la punct președintele, nu președintele pe consilier. A să bea neapoiul. Cafeaua și după aia poți să rău și cea asta, da? Să ne faci lisip. A fost pregătit. A fost doar la cum să închid telefoanele din ședință. Șeful! Afară, dacă nu... Dacă ați luat cunoștință de procesul verbal, vă punem la procesul verbal cu ședința anterioară. Care este? Mă arătic o dată eu, mai contează. Eu l-i ocupat. Deci, referitor la primul punct, temeiul legal al demersului nostru constituie prevederea articolului 5, aliniatul 1 din legea cadastrului și a publicității imobiliare numărul 796, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. Astfel, prin proiect de hotărâre, propun aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Ștefan cel Mare din Bacău, care cuprinde denumirile străzilor conform anexii care face parte integrată din proiectul de hotărâre. Ați luat la cunoștință de nomenclatorul stradal? Da. Da. Am primit o adresă din partea domnului Cioicoru referitor la denumirea unor străzi din, din satul Rădeană. Deci la Rădeană era strada principală, noi așa i-am zis, strada principală. De ce i-am zis așa? Că și la Negoiești strada care este de-a lungul drumului național este strada principală. Dacă știți adresa primăriei, este primăria Ștefan cel Mare, strada principală, numărul 19. Exact. Așa. Și de-aia am luat la fiecare localitate drumul principal, drumul comunal, am luat strada principală. Și domnul Cloitor spune așa. Propune ca în loc de strada principală, să fie înlocuit cu strada Logofăt Ștefan Dumitrașcu sau strada Iordache Donici. Justificări din partea dumnealui. Iordache Donici a fost proprietarul moșiei Rădeană la mijlocul secolului XVIII și Logofătul Ștefan Dumitrașcu este personalitatea istorică a acestor meleaguri care în anul 1628 a ctitorit Biserica Sfinții Voievozi din satul Rădeană. Deci dumneavoastră, da, să știți cu denumirile astea al dumneavoastră, puteți hotărâ, așa, ori strada principală, ori Iordache Donici, ori Logofătul Ștefan Dumitraș. Nu, cel mai bine așa, strada principală, pentru că nimeni nu o să știe... Asta vreau să știu dacă facem un sondaj de opinie în sat. Băi, aici să vă aduc la întrebăm, nu facem haideți să discutați dacă... Aici e cum devine și oamenii și cetățenii și cum să scrie și pe adrese când vine acasă. La plic, la scrisori... La ele, mie mi-a venit strada principală. Deci toate comunele au strada să principală. Să vă spun o altă chestie. Nomenclatorul ăsta o să ajungă și la poștă. Și adresele care vin prin poștă.
Nu, și în buletin o să fie trecut, da. Deci nu o să vină un cetățean din Rădeana să ducă plicul altui cetățean și nu știe care e strada principală, care e logofătul, care e... Deci adresele astea vor să fie aduse la cunoștință și celor de la poștă. Deci asta este o propunere. Dacă vreți să le votați prin în bloc sau pe fiecare modificare solicitată, că mai sunt aici că niște. Că el mai propune și mai sunt lângă două. Mai este strada școlii. Am spus strada de la drumul principal care duce la școală și încheie jos la Troiță. Da. Sau merge rotund. Nu, merge tot inelul la brigadă sus. Noi am zis strada școlii. Și propun să fie înlocuită cu strada preot Gheorghe Alexandrescu. Dar e mai bine strada școlii. Și ca justificare, școala și biserica din Rădeana sunt amplasate una lângă cealaltă pe aceeași stradă, ținând cont de faptul că preotul Gheorghe Alexandrescu a păstorit acest sat peste 40 de ani și a avut o contribuție foarte mare la reconstruirea acestui lăcaș, distrus de cutremurul din 40, și în semn de recunoștință fac propunerea de mai sus. Așa știi toată lumea, Rădeana de sus. S-a a doua stradă. Domnul primar. Și următoarea. Noi am zis să fie strada Onești, cred că e strada care e de-a lungul drumului național, la Rădeana, pe unde stai și pe Lucian. Care merge până să termină orașul. Până în începe orașul. Și spune domnul Proitoriu să-i spună strada Ghiță Ilimia, că a fost unul dintre floricultorii renumiți în întreaga țară. E, dar nașul e la de la pod. Și el duce pe nașul la pecu. Păi, la ascultă-o leacă, dacă știi istorie, bre, batale, dacă nu știi, taci din gură. Mai știu. Mai dai denumire și niște istorie și bine comune, nu numai prost de ală. Dar Ilimia ce istorie, mă? Domnul, care istorie intră? Domnul președinte, ești eu zic că bine să supuneți la vot dumneavoastră cele trei propuneri și să da comentați cei din Rădeana mai un special. Sigur, dacă știți istorie, dacă nu uitați din gură. Dar dacă îmi permiteți, domnul președinte, cred că indiferent că e Rădeana sau indiferent că e Bogdana sau nu trebuie să ne... trebuie să simplificăm lucrurile vis-a-vis de denumiri. Că atunci, așa cum a spus dumneavoastră, și corespondențe, și citații, și mai știu eu ce alte lucruri, nu se încurce nici poșta, nici celelalte. Care încurcă plătește, domnul consilier? O să vieți pe de rost de numele. Domnul președinte, vă ați atribuțit. Exact. Eu consider să discutăm cel puțin de Rădeana, că aici văd că e problema. Da, cu Rădeana. Pentru fiecare stradă, dacă are cineva, hai să o luăm prima cu Donici, aia principală. Dacă are cineva de spus și dacă aia să o supunem la vot. Păi principală, că aia a fost. Aia e principală. Să-i zică Doni, să-i zică logofăt. Deci proiectul de hotărâre inițiat de mine a fost, împreună cu aparatul propriu, a fost strada principală. Dacă are ceva de rugat. Deci înțeleg din spus, n-are nimeni. Hai să supunem la vot. Cine este pentru ca strada să vorbească? Eu vreau să vorbesc. Pentru că am primit de la ERU mereu adrese, plicuri, eu stau la șosea în fața lui Ior, strada principală e cel mai bine. Și la ireu așa am, pe cupă, strada principală. Așa rămâne. Păi dacă îmi puneți Donici, acolo să duci la Donici, prin Bogdan. Domnul Donici, haideți să ne ducem la... Dumneavoastră potereți. Deci, așa e bine, strada principală. Da. Supunem la voce, cine este? Hai, domnule, poți să mai vorbim? Eu știu, la telefon. Vorbim și acolo. Îmi dai voie? Argumentația domnului colega, domnul primar. V-ați consultat, dar nu v-ați consultat și cu noi. Corect? De-aia dezbatem noi aici. Unii colegi care nu știu domnică, istorii... Domnică, proiectul de hotărâri este inițiat de mine și nu mă consult cu Consiliul Local. Corect, îl aduc în fața Consiliului Local. Putem îmbunătăți. Tocmai de-aia vorbim. Deci nu poți să spui mie că nu m-a consultat cu Consiliul Local, că n-am făcut proiectul de hotărâri. Niciodată nu mă consult. Corect, dar aici suntem ca să... Aduc în fața Consiliului Local proiectul de hotărâri. Să-i dăm o formă mai bună, dacă se poate. Dacă nu, rămâne în forma aia, dacă nu-i nicio tragedie. Dar de-aia să-l discutăm aici. Având în vedere colegul și domnul Proitoru s-au gândit să-i dea o notă istorică, la niște străzi, să-i ieșim din banalul ăsta, principal, strada principală peste tot există. Sunt localități unde sunt cu numeri, 1, 2, 7, 40 și gata, nu-i nici istoric, nici... Dar făcând referire și
scoțându-i din anonimat pe anumiți oameni care a dat ceva în comuna asta, nu care au venit în comuna asta și n-are nicio treabă cu istoria, nu știi unde stă. Eu zic că să nu fim ranchinoși acum că au venit cu proiectorul, cu proiectul ăsta și nu strada principală, că nu învață instituțiile statului. Dacă nu învață instituțiile statului, treaba lor. Nu ne interesează pe noi. Că dacă nu ajunge o adresă, răspunde el acolo. Dacă dați voi și mie. Mulțumesc. Deci, poate să spun eu, dintre dumneavoastră ar trebui, dintre consilier. Dacă tot faci referință la istorici. Istoric, da. Nu știu dacă Iordache Doniș, un proprietar de moșii, a fost istoric. Da. Nu. Ca și Ieremia cu trandafiri. Da. Nu știu dacă preotul Gheorghe Alexandrescu a fost istoric. Da. Deci dacă te legi numai de... De un om care... Dacă te legi numai de istoric. Numai mai mult de bază nu pare faptul respectiv. Eu nu țin neapărat acum, dar... Dacă dai niște denumiri de persoane, se pot supăra alții. Poate și alții au un înaintaș, strămoși care au fost ceva personalități și nu sunt propuși ca să poarte numele de unii străini. Punem în pericol niște persoane din satul Rădeanea care vor să știe dacă să-l întrebi, băi, dar cine e ăsta? Nu știu, nu au luat până și... Să nu cap așa, satul Rădeanea principală, Negoiști principală, Locdarea principală, localitatea principală. Da, este localitate. Localitatea principală. Și numărul administrativ de la poartă. Așa. Să pui strada principală numărul 1, Rădeana, de exemplu. Eu am, deci spui... care poate și dintre dumneavoastră, mai merge prin alte comuni, uite, da. Băie, numai mult de... Am fost duminică seara la Aseu. Să vezi ce denumiri de străzi au acolo. N-are nicio treabă principală, n-are nicio treabă cu 1, 2, 3... Păi n-ai fost pe drumul principal. Păi tocmai, pe drumul principal cu totul are alte denumiri. Umble o oră să cauți. Nu trebuie să cauți o oră, că te familiarizezi cu denumirile astea. Dacă e străinci prost, ai acasă. Păi lasă la asta ceva. Vedeți cât vorbează? Nu. În fiecare parte. Da. Deci haideți să supunem la vot. Eu nu contrazic. Deci dumneavoastră hotărâți. Eu nu mă... Da, un argument. Hotărârea să ia prin vot. Dumneavoastră propuneți. Să punem la vot ca denumirea astăzi să cheme. Dar dacă nu le politizăm chestiile, ești pentru. Haideți să vă... Nu, chiar vă rog să nu politizați așa ceva. Haideți să... Dacă ați intrat... Da, politizează, deci, nu-i cazul. Ați intrat în, în posesia nomenclatorului, da. Nu? Bun. Deci nu e nevoie să mai... Să vă mai citesc eu. Deci încă o dată. Haideți să punem la vot pe fiecare parte. Cine este de acord ca strada din Brădeana, strada principală? Nu, forma veche sau forma care o dată Leonard. Că de fapt nu mai vine nimic. El are două variante. Și cu aia trei. Două variante. Trei variante. La strada principală. Logofăt. Rodache Donici și Logofătul de Vanimitrașu. Și cea din partea... Păi aia, 1, 2, 3. Păi, spun, supunem la vot, că asta altfel n-ai cum. Da. Cine este pentru ca să numească strada din Rădeană, Donici, nu știu cât. E cineva? Ionești. A, unul. Cine este pentru ca strada din Rădeană să numească Logofăt? Logofăt. Da. Ce? Dar nu știi și Logofăt, să-l descrii. Ia descrie, ia zi să vedem, și-i locovat. Deci m-am pregătit, am vrut, am știut în deci. Cine este pentru ca strada din Rădeana să numească strada principală? Cum se cheamă locovat? Da, locovat. E un titlu, eu știu, militar. Noi militari, administrativ. E o variantă. Pe lângă... Pe lângă boier era pregător. Da, pregător, una și locovat eu. Am făcut-o la mult pe asta, pentru principal. Dar du-te înapoi la Rădeana și învață o leac de istorie. Și vii după aia și spui. Nu te-ai pregătit. Dar nu poți să spui, dar la mânțări cu sărbători. Cum știi și voi faci? Ștefan Dumitrașcu. Da, asta e varianta. Deci... A rămas strada principală. Hai că pierdem energie destul. Dincolo la propunerea cu strada școlii inițială, se vrea spune strada preot Gheorghe Alexandrescu. Cine este pentru ca strada școlii să... Strada care duce spre biserică și spre școală să numească preot... Nu știu cum. Alexandrescu, domnule. E, da, eu te cred. A fost un preot adevărat, a scos nevară fix, sau a fost profesor de matematică. Și nu știu, face adevărat. Nu știu, asta. Cofi și ăsta. Și Alexandrescu. Bă, vin la piesă aici, dacă știi ai comună, învățai mai mult. Păcat că nu-i domnul Răileanu, că el mai știa un pic de istorie. Cine este de acord ca... Pe cum, că aici ar putea să avea un subțin. Un pic.
Cine este de acord ca drumul respectiv să cheme drumul școlii? Strada. Strada școlii. Da. Da. Și la a treia propunere, în loc de strada Onești, spune strada Gheorghe Irimia. A scris? Păi nu e bine, nașul stă pe strada școlii. Eu pune merg din nașul la pe. El stă la deal la biserică, lasă-o în dreapta. Stă în groapă. Cine este de acord pentru ca strada care actualmente se cheamă, eu știu, Onești, să numească Gheorghe Irimie? Nu se numește actualmente. Propunerea de Onești. Propunerea. Bun. Cine este de acord ca strada respectivă se cheamă strada Onești? Ui, dar tu ce faci? Da. Ai picat unul ăsta, rămas cu două știi istorie. Trei, tu doi la ore, asta e cald, înțeleg. În loc să-i dai denumire la un cont să rămâne de-a zis. Dar ca să știu cât tram de-a vină plantat din mie și cât spune așa. Unul ăia, plantat numară de-a din țară. E, da, cred. La toate gările din țară. Și cât scolaciul a dus, a adunat popa? Andronache ceva s-a adunat. Alexandrii? Alexandrii. Deci, cum spunea și domn primar mai înainte, veniți cu propunere, că nu se supără absolut nimeni. Dar adică nu-i bătut în cui ceea ce e pus acolo. Dar nu e niciun supărare pentru că e pus la vot, e corect și așa e democratic. Eu nu vreau să vă certați, dacă știam că vă certați, nu mai inițiam propunere. Dar nu vreau să vă certați. Dar poate vorbesc mai tare și piază la senzația zicea. Așa putea să... Acum, la modul general, așa putea să punem numele și Constantin Chelat, nu? Nu puteai să nu viază. Dar nu fost colegul tău. Hai să fim mai supunem acum la vot nomenclatorul din străzi din satul Rădeana. Nu din satul Rădeana, din comună. La vot hai să punem numele, pentru că nu sunt obiecte, sunt obiecte de cele Isaia. Nu mai. Prin restul satelor, mai aveți, v-ați uitat pe nomenclator, dacă aveți alte propuneri în alte sate. Păi, dacă aveau făcea cum a făcut domnul Proietor, îl făceam. Cum o să eu știu, dispare. Păi da, dacă suntem așa ranchinoși și vanitori, nu mai facem propuneri. Să treacă numai politic. Băi, Romic, eventual trebuia făcut un sondaj printre cetățeni și spuneau ei. Dar cine faci sondaj? De acord și așa mai departe. Păi da, așa vine domnul Clăitoru și îl propune el. Păi și eu propun. Dar nu, dar e voină să propun. Da, dar e voină să propun. Deci eu am venit cu un amendament la proiectul de hotărâri. Consiliul local aprobă sau nu aprobă? Nu vedeți cum se întâmplă și în Parlament. Ai avut treaba? Da. Hai, supunem. Deci cine este de acord? Purtătorii cuvântului lui Elian. Domnul, cine este de acord pentru aprobarea nomenclatorului stradal din comuna Ștefan cel Mare? Cine este pentru? Am analizat. Serios. Împotrivă? Astea rămân pe veci. Păi noi am o propunere pentru Ștefan cel Mare. Ai pierdut. Da, asta e Elian. Aici nu știi politică. Păi nu știu politică. Dacă eu luat tot și nu știi să poată... parlamentar. E, na. PNL. Da. Așa. Ați venit cu niște amendamente care nu au trecut. Păi nu, pentru că nu este astăzi. Nu, da. Și amendamentele dumneavoastră n-au trecut. Asta nu înseamnă... Nu înseamnă că nu ești de acord cu nomenclatorul stradal inițiat de primar. Chiar dacă n-ar fi. Dom'le, cum s-a exprimat acum? Cum s-a exprimat? Păi da, au spus nomenclatorul stradal din comuna Ștefan cel Mare. Nu, dar eu am spus că la satul Ștefan cel Mare, cum la satul Ștefan cel Mare, aș avea și o propunere pentru o stradă. Treci, treci, nu treci, nu treci, salut! La satul Ștefan cel Mare. Îi dăm denumirea ceea ce a venit cu propunerea în proiectul de hotărâre. Probabil timpul alocat discuției l-ai consumat cu satul Rădeană și nu s-o mai rămas ei, cu nu, ceva. Ei, nu, ba da, rămâi și acolo, avem peste tot ceva de spus. Mulțumesc, dar nu era cazul. Dar după ce s-a supus la vot, nu știu dacă se mai face. Bă, doamna secretară, a consemnat deja. Las, domnul președinte. Da, stai, mănâncă întâi și fii atent dacă o școlul. Hai să trecem la punctul 2, că... Ai tu ceva cu mine azi. N-ai mâncat nimic adesea. Pe data de 17 iulie o să fie concurs la Inspectoratul Școlar pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială numărul 1 Legoiești. Afară de comisia pentru examinare, de specialitate, de examinare,
Așa o să fie și niște observatori. Și am primit adresă din partea inspectoratului școlar că trebuie un observator, deci cu calitate de observator, nu membru al comisiei, un observator din partea Consiliului Local și un reprezentant, un observator din partea aparatului de specialitate primară. Proiectul de hotărâre care l-am inițiat, l-am inițiat cu propunerea ca reprezentant al Consiliul Local, dumneavoastră, dacă sunteți pentru sau împotrivă, să fie domnul Răileanu, având în vedere că el este și președintele Comisiei de Învățământ. Din aparatul de specialitate a primarului, vedem cine nu vă interesează pe dumneavoastră, pe cine numesc eu. Deci, dumneavoastră, hotărâți... Deci, da. Dacă mai există și alte propuneri. Discuții, dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ca domnul Răileanu să facă parte? Eu am, știu ce despre ce vorba, de să mă abțin la subiectul ăsta. Dar, cum a spus domnul primar, ne interesează și cine nominalizează dumneavoastră din partea primăriei. Nu numai consilier. Păi treaba ta. Păi, dar atunci nu trebuie să votăm aici? Nu. Nu votăm? Nu. Numai decât... Votați reprezentantul Consiliului Local, de? Da. Păi atunci așa să suni. Nu are cu nimica. Că nu mă interesează și eu știu despre ce e vorba și... Aia e public. Supunem la vot dacă suntem de acord ca domnul Răileanu să facă parte din... Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci ca reprezentant al primăriei se desemnează prin dispoziții de primar. Deci nu prin hotărâri de Consiliul Local. De-aia face mențenea. Și reprezentant din partea Consiliului Local. Eu am o propunere să înființăm o diplomă de știi tot și cu și cui să o dăm? Să o dăm domnul Marin. Anual sau trimestrial? Putem să-i dăm și săptămâna. Și fiecare lună. Sau cum? Lunar sau de câte ori, de câte ori este nevoie? Nu, că e mică părămenă. Dar domnule, știi tot. Ești supărat că nu știi istoria Grădinii, normal să nu știi. Dar nu asta cu unii în Grădinii. Acolo ești tâmpenii. Referitor la al treilea punct, o rog pe doamna secretar să ne fac doamne. O expunere. Da. În luna mai 2017 a avut loc concursul pentru promovarea a doi funcționari publici. Respectiv doamna Neamțu Minodora și Penzeș Gianina. Pentru a putea da dispoziție cu privire la încadrarea celor doi funcționari publici, trebuie să facem aprobarea în Consiliul Local a modificării statului de funcții. Și păi de felire la cei doi funcționari, da. Doamna... Pe celor rămâne neschimbat. S-au mai încadrat încă două posturi. Dar doamna Neamțu a promovat din gradul principal în gradul superior, iar domnișoara Gianina Penzeș din asistent în principal. Bun. Au îndeplinit condițiile, 3 ani vechime. A fost susținut. Dar este postul care... Postul lui care îi dețin. Da, deci, postul lui care îi dețin. Păi, da. Ca fapt, cu categorie. Categorie. Eu vreau sigur. Iarăși... Dacă dau de muncă fetele acolo, chiar merg. Iarăși, în această perioadă, în primul semestru, au mai fost încadrați la birou financiar contabil, ca să prindem tot în modificarea acestui stat de funcții, doamna Munteanu Mihaela, pe un post de inspector principal. Și doamna Forcoș și Carmen Ionela, pe postul de consilier. Personal contractual. Consilier? Personal contractual în birou financiar contabil. Consilier personal. Consilier personal. De acolo a încetat activitatea. Deci e personal contractual, nu e funcționar public. Da, dar cu ideea... Dar nu, asta e o funcție, nu e... Da, pentru cine lucrează? La de birou contabil, da? Și consilierul cu ei? La impozit? Nu este... Noi. Așa se cheamă postul, consilier. Cu consilierul juridic. Nu e consilierul nimănui. Nu e consilierul nimănui. E consilierul juridic, dar nu e cu ea. E o instituție, nu mă spune. Pentru prevede organigrama mai corect. Da, era prevăzut, nu modificăm absolut nimic.
referitor la numărul de posturi. Și mai e un post vacant al domnul Ciubotaru, a ieșit la pensie, la compartimentul de servire. La pază. La pază. Deci, astea sunt modificările în statul de funcție, care au intervenit în primul semestru. Urmează, dacă mai avem concursuri. Deci nu se modifică absolut. Absolut nimic, numărul de posturi. Numărul de posturi rămân aceleași. Numai că cele două persoane au luat o categorie superioară pe aceeași. Doar produc niște modificări, se schimbă încadrarea. Corect. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Deci unul limitat. Cred că avem o cerere la dosar. Subsemnatul Mâinea Ioniță, domnicicată Mânești, strada Muncii, numărul 4, bloc 4, apartament 2, Rusă Binevoiță, am aprobat concesionarea unui teren în suprafață de 3-400 metri pătrați pe perioadă nelimitată în vederea amenajării unei stupini. Da, dar unde nu să-i caut eu loc? Nu are instalată și... Nu, și suprafață 3-400 de metri, pe perioadă nelimitată. Nelimitată. Concesionarea este 49 de ani maxim, cu perioadă prelungire. Și n-avem o rând, să-i dăm acolo și... Păi unde să-i dau? Păi dar... Trebuia să gândească... El să-și identifice el și dacă este de acord cu... Da, pare că a mai fost o situație când trebuie să fii și în asociația aia, apicultură da, sau ceva. Da, da, ei, bine, da. Asta să, deci să aprobă, să zicem, în Consiliul Local, de principiu cererea, și după aia când se fac actele, ca să poți să faci concesionarea. Dacă nu îndeplinești condițiile, nu mai beneficiază de concesiune. Da, mă, da, da, sunt și ședințe. Dar asta trebuie să avea dosarul, probabil, da. Da, nu știu cine asta, mâine e Ioniță. Un director la King Complex. Da, nu cred. Ăsta e Ion, o cheamă. Ioniță, Mânia, da. Ăsta e directorul Mânia? Da. El se ocupă cu... Strada Muncii, de la spatele poștii... Nu, aia cu căsuțile. Nu știu, dar... Da, da, e la căsuțile, acolo sunt. Păi de la Deala Caraclău, Ioniță. De asta poate nu mă văd, nu. E dealul mare, cu să știu, poate să urci. La Caraclău avea, nu știu în ce rol, dar... Un loc de acolo avea, sigur că avea stupin acolo, dar de multe, când era prin chimie. A fi la pensie și dacă e el, dacă o fi el. Bine, acum... Directul nu trebuie să fii potrivit, uite... Nu i-a deranjat cu absolut nimic, dar să își specifice. Dar nu ne împotrivim! Aprobă, pentru la Suceava, pentru la... Dar nu ne împotrivim, dar cine împotrivim? Dar cine o să-ți că se împotrivește? Plătește, frate. A fost o obiecție că nu a identificat locul, să spun că cam în zona aia aș vrea. Prin rezoluție acolo se va identifica locul unde vrea. Cine se identifice locul? El să vină, acum am găsit în cutare loc, în zona aia. Domnul președinte, scrie pe ea, să solicite așa... Poziție. Poziție, să se identifice. Identificare poziției și perioada 49 de ani. Nu, perioada o să... Perioada, dacă o fi... Pentru stupină să dă... Legea concesiunii să știi clar cât e perioada, da? Nu poți să te duci în aparale. Domnul Romică Mărin, nu te înfoia așa tare. Mai ales pentru stupină să dă cu titlul gratuit. Știu. Păi vedeți, ce să mai vorbim de concesiuni? Da, nu? La diverse. Păi, văd că ați fost de acord cu ordinea asta de zi. Văd că a fost omisie de diverse. Să identifice o poziție în teren. Exact. Păi da, dar cine spune solicitantul? Că, cum scrie acolo, să-i identific eu. Poate vrea să dea romic la el, vedea în spate. Asta a fost mierea. De niște albini clipuri însă. Dar nu trebuie să fie sub cine face, cine e ăla, cum e ăla. Ți-am mai spus la Măgura, ai văzut toate chestiile alea când te duci la Bacău, aparțin din Măgura. Nu le-au dat autorizații la toți. Da. Asta mă, dar are cineva ceva împotrivă? Da. Dar nu l-ați văzut când a venit? Dar nu dă autorizații, dar nu știu dacă o dat Măgura acolo, dacă o dat Comuna, că acolo și ai pe drumul național. Nu scăpea. Iau un metru sau cât e legea.
Ai văzut cu unii sunt în niște scoate. Da, Rom, Silva. Zona de protecție a drumului național este 12 metri de la ax. Resoluția e la zona de protecție. Nu Crejile diverse. Da, am citit pe, în dispoziții ceva diverse. Nu, acum e să prindă diverse. Uite, dacă eu am omis... Asta e neatenția, domnule. El se ocupă cu o să-mi dea mire. Nu, nu mai. Nu, dar eu am citit dispoziția pentru toți consilierii, nu pentru președinte. Ai citit pe plinare, deci nu mai are, gata, nu, nu asta vezi, era, hai să plecăm acasă. Dar asta era chiar... De aia nici nu trebuia să o citești, trebuia să o citești. Asta era chiar la sfârșit, nu, era, da, da, n-am citit-o repede, chiar era la sfârșit. Trebuia să o citească domnul președinte, nu primar. Vă propun, s-a iat mandatul meu din președinte. Alegeți... Nu, nu spuneam citit-o, el trebuia să o citească. Da, da, da. S-a terminat, da? Eu n-ar trebui nici expunerea de motive să o citesc, știți? Foarte bine. Deci eu ca primar... Așa, eu asist. Spune asta, consilierul. Zic că trebuie ales și președintele. Dacă le-ați inițiat și vreo asistii, dar de ăștia... Nu, eu pun în expunerea de motive. Eu susțin după aia întrebărilor. De-aia am susțin, de-aia particip ca să-mi susțin. Angajăm un cititor, angajăm un scrib. Da. Dacă vreți, da, eu vă stau la dispoziție și cu diverse. Am aici un domnul consilier, e frică să spui că îl bate cu nasul. Și că nu arde lumina pe islaj pe acolo. De la teren sus, toate casele mele. Nu merge. Da, la lumină și la mine. Dar băi, ce jumătate? E strada mea, dar? Da, e strada mea. Păi, dar sunteți voi consilieri, tu și eu sunt. Păi, da, v-am mai spus și... Acum așa să sunt tunică târziu. Mai facem o leacă de economie. Da, nu mică, da. Vine perioada când la ora 4 trebuie să aprinzi și le stingi la 8. V-am mai spus și în ședințele anterioare. Unde nu arde, vedeți că nu sunt becuri, nu arde lumina. Eu știu că da, mai trec zile întregi când se ia, e un scurt ceva, nu e lumină. Sunați-mă ca să putem... rezolva problema. Chiar pentru fie nu arde un bec în sat, un bec, da. Așa să vină echipa să se adune acolo 3 4 5 6 toată lumea. Pe 20 sumă e aceea. Asta și de la fluctuațiilor de tensiune, când da. Sunt cădet, băi, într-o frica curentul și le-am învățat și... Cum a fost la Bogdana, de exemplu, acum 2 săptămâni... N-avem treabă noi, Marini, n-are treabă echipa care face întreținerea iluminatul public. Nu, asta e unul care... Asta este un motiv pentru care ar putea să cadă un bec, să cadă o lampă, un cadru televizual, frigidere și așa mai departe. Când vine curentul, ia, vine iarălea și... Da, să mai ar siguranță, să mai ar... Ești deja curent la suflet. Ce, mă, e sănătos. Deci unde nu arde? Unde trebuie? Da, cu țântarul și medial la izglază, la terenul de fotbal. Deci aia e începui separată. Iar e promis că le-i la prezident. Nu arde până la trecușor. La... Acolo s-o are siguranță, probabil. Nu, o să e automat. Ce trece și la noi dacă e terminat acolo. După aia, domnul primar sus, pe deal acolo, s-o mâle și altul, e plin. Unii... Acolo facem pot, tăiam pot la capul sapului acolo. Dar acolo am mai discutat eu cu vecinii pe acolo. Tăia tot și băgat un tub de pe vece de ăsta, nu ia pe multă. Acolo. Bișoara, dar nu mai este. Da, făcut un tub de ăsta de PVC cum e acum, put da, beton. Facem o casetă, că face acum aici jos, la spune. Facem, dar deci... Acolo e plin. Adică este făcut de dispoziții șantier. 1, 2, 3, câte. Deci acolo se tare asfaltul și se face pot. Și se dă pe la deal de Ileana cu vizitivul. Lasă bine, mai că arată. Da, da. Nu-i lasă acum, că nu... Adică jumătă cu ei. Încolo, îi dăm pe marginea drumului, facem o leacă de șansă pe marginea drumului. Deocamdată nu stă nimeni acolo. Poate să stă ăștia acolo. Ăla nu face casă. Nu au făcut nimic. Îți plecați, au venit, au cumpărat acolo. Nu știu cum au venit și plecați. La botezat. Bine, da.
Acolo o să fie, în dreptul ăla o să fie tăiat șoseaua, o să facă... În altă parte, Vale Seacă, Bogdana. Știți ce? Asta nu, când o fi, mai facem o acțiune de asta. Utilaș, da. Nu neapărat să vină acum. Da, cum să nu. Când a fost ea fost. Asta iar nu fie problemă. Da, să vă, acum la 10 e lumină. Da, acum. Da, la 7. Nu, dar știți, jumătate. Am spus că o să dea telefon. Ziua, toți ziua și mergea pe știți, domnule, o să vină. Ăsta cu citarul de asta mereu îmi reproșează, pentru că spune că au sărit gardul acolo și am furat țevi de la mine. Adică nu muri nevasta, să nu-i nici lumină, băi, ci că se mai ferește poate de lumină. Dar eu... Nevasta era cea care asigura partea... Dar mie nu mi le-a luat din dincolo, din canal. Le-a dat în canal pe le-a luat sus. Ăștia-s dragi. Ea făcea schimbul de cu Consiliul Carmen. La poliție făcea acolo. Nu, Lucian, el luat motorul de la... Trebuie să discutăm noi aici. A făcut curățenie la Părău, jos cu Părău. Pentru cât timp? A făcut pentru cât timp. Sigur, dacă în dreptul meu, înseamnă că eu duc. Ați înțeles? Sigur, unde-o găsit, trebuie avertizat. Cum voi am făcut? Când te mai găsesc, îi va lua lucrat în așa galbă. Ui, am cred că roșu direct. Da. Dar de la văd că vin cu mașini sau cu căruță, bă, dar vine la poartă mașina și așa, nu că pici doi ce prin șadul cealaltă, cât eu pun, noi mai la Vale, alta mai la Vale, eu nu înțeleg ca oameni. Nu, în altă parte. Vin în altă parte. Nu, dar frumos au încărcat în căruță cu țigane, a avut o două căruță pline, deci curățenie jos pe la ea. Așa m-a sunat ex-consilierul de hotarul, de la Ștefan cel Mare, de la Rădeana. Da. Că sunt câini străini. Da. Prin sat. Identificat. Da. Că vin cu mașina și îi aduci. Dă-mi și mie un număr de mașină. Păi, dar n-am văzut. Și atunci de unde știi că vin cu mașina? Exact. Și îi aduci. Acum nu cred eu că ar veni. Nu cred că nu se duc. Dar nu-l lasă în mijlocul satului. Deschide ușa la mașină să iasă câinii. Domnul primar. Mai urcă sus. Ex-consilier nostru coleg. El poate că are dreptate, mai fost pe afară, mai vede cum stau lucrurile. Din păcate, noi care suntem aici nu prea vedem lucrurile cum ar trebui să fie normal. El le vede, într-un astfel de normal. A, și tu ai impresia că el, dacă a fost în Londra, ostașul verificat? Păi eu nu știu cum e în Londra, că eu n-am fost, tu poate ai fost în Londra. A fost în Consiliul Local la Londra? Da, da. Nu, dar am văzut ce se întâmplă acolo, civilizația. Spune eu că în afară de praf, moluz și alte chestii, nu au văzut pe la Londra. Ei, poate o văd, după că roata aia, robul. Nu, că roata aia n-a ajunge așa. Da, ce să spunem, 12 ani cât a fost consilier, nu a ridicat odată problema asta și... Cu câinii? Cu câinii, cu balustrada aia, cu apărările. De exemplu, a ridicat mie așa, în privat, pot să o spun. O problemă că primăria... Sunt, când mai duce. Intervine în niște lucruri și jocuri care nu ar trebui să intervină. În sensul că niște cetățeni care au anumite parcele de teren sunt abuzați și nu numai abuzați, amenințați, să spun așa, amenințați, cum mi-a zis el, amenințați ca să cedeze în favoarea la alți cetățeni. Și acei cetățeni în discuțiile lor, disputele lor pe uliți, spune că la primărie au susținere maximă de la primar și viceprimar. Au spun că sunt mai mulți, dacă da. Nu spune. Da, da, domnule, taci, te rog frumos. Ascultă ce e ceva de... Ascultă în penii. Păi dacă nu știi... Pui o bază gramatică, ia lasă. Asta e gramatică, e română, era vorba de istorie înainte, nu istorie. Și spune că îi susții, știi speța, ca să nu o dezvoltăm. Nu știu. De asta voia să spun să iei exemplu. Așa, da. Zona Petrea, acolo, poate cunoști fenomenul. Cum băia de alu Petrea, care-i Petrea, nu știu nici eu. Dar nu-i vorba de terenuri agricole, gândi exprim de colegi. O uliță, domnule. Da, un nu, drum. Nu, dar vă spune terenuri agricole. Terenuri. Și terenuri agricole. Parcel. Parcel, o grădină, na. Despre, e vorba de grădină. Nu-i nicio grădină. Ai intervenit pe subiectul ăsta, știu ei. Dar noi am trecut în domeniul public ulița aia. Să fixăm ședință. Și ești nemulțumit, na. Păi, cum? Și s-au scandalizat și Costiel și mai mulți, că ăia, alu Pietrea, să
Spune că Iisusitul. Spun. Direct. Și celălalt... Jibat... Cine știe, cine știe acolo? Mă, dar le știe... Da, ți-a explicat-o de așa aici, știu. Am explicat-o, da. N-ai fost la ședință, că am trecut în domeniul public, ulița aia. Deci cândva, probabil, înainte de colectivizare, Jipa, părinților Jipa Aurel, ori fi avut grădina, ori fi avut grădina până în pârâu. Ori fi avut. Nu contestă nimeni. Foarte real. A, că tot el spune că la inundațiile din 71, când a fost? A fost în 71, nu? Da, da. Atunci au venit pârâul mare, au rupt grădina și au mutat garul. Da. Deci în 71, să știm, știm cu toții că era ceape. A venit un băiat al lui Ionel, al lui Petrea. Ala care a murit șofer. Nu, băiatul lui Ionel. Eu am dus travers. Băiatul lui Ionel Petrea a venit și a solicitat și el loc de intrat cu mașina în curte. Ionel Petrea, eu cu Ionel Petrea nu-mi dau bună ziua. Deci nu susțin, ca să nu spui că susțin. Deci n-am spus eu. Păi da. Atunci mi-a spus să transmită... Și atunci dacă știi că eu nu vorbesc cu Ionel Petrea, de ce ai venit cu, cu ideea asta? Eu n-am propus, nici n-am zis ca să știi. Și m-am dus la solicitarea băiatului. M-am dus să văd, zic, băi, dar nu-i lip? Păi nu, că nu-mi dă voie Aurel Jupa. Da. Dar ce e Aurel Jupa? E șlep pe uliță, e drumul lui? Deci nu mare. Mă duc. Îl văd încă din... Deci nu mare. Cât am gândit eu și mi-am dat seama, tot Aurel Jupa era ieșit cu gardul înspre uliță. Spune Aurel că are titlul de proprietate, el are acte. Da. Păi, n-aveam la mine, n-aveam registru, ai acte, ai acte. Nu pot să zic nimic. Eram cu domnul Vici, nu eram singur ăsta, am făcut și poze. Așa. Și zic, dar totuși, hai să măsurăm o leacă lățimea la gard. Și o confruntăm după aia cu actele din primărie. Măsurătoarea făcută de inginerul Stoica în 92-93, când s-a făcut. Am măsurat lungimea, când venim din coace, op, lungimea lui la gard, așa, deja era cu jumătate de metru, e gard făcut din beton, cu fundații de betonă, cu jumătate de metru mai mult decât era în... Da. Deci ulița aia era la noi. La noi, în domeniul public. Da. Mă duc înapoi cu hârtiile. Nu îl interesează el, nu îl interesează hârtiile. El are titlul de proprietate, vecin pârâu. Bă, o dat vecin pârâu, asta... Dar dacă spunea că e vecin Vlase și eu stau la Legoiești, ce era? Cu șosea că ieși în drumul. Nu interesează să ai suprafața care o ai înscris în tine și pentru care îi plătești impozit. Ulița se înfunda la Mircea Jipa. Dar pe lângă Mircea Jipa era loc, până în pârâu, să treacă și ăsta lui Petre. Ei, da, ori el nu înfundă cu niște mărăcini acolo. Că nu, nu trece decât numai el și gol. Când dați voie să vă zic motivul? Nu, ai răbdare. Ai motivul. Motivul că... Pentru că dacă trebuie cu bani sau Petre... Ori el nu o venit da. La și mi-a zis. Da. Când n-a contribuit și ăla. Da, da, el se duce toate părți și spune, păi, doamne, da, mulțumire. Și care e problema? De-aia a spus, eu n-am spus-o că o vreau eu. Da, dar eu nu răspund în fața lui Nea Costică că s-a dus Aurel la Nea Costică. Dacă Aurel se duce și mă dă în judecată, răspund în fața instanței. Exact. Nu, dar eu v-am zis și mi-a zis. Și să se ducă. Dacă el nu are înscris în titlul de proprietate. Ulița aia este deja trecută în domeniul public. Păi asta era motivul. De ce a trecut și... în domeniul public? Păi cum de ce? Pentru că este pe domeniul public. Când a făcut... Sunt, mai sunt poate ulițe care nu sunt trecute în inventarul domeniului public, care au scăpat din vedere. Domnul, când a făcut el ulița aceea, eu i-am dus traversii. I-am adus. Cine a făcut ulița? Aurel a făcut-o. Da, și Jipa a făcut-o. Jipa cu ei împreună, nu știu cum a făcut-o. Și pentru că Petrea nu contribuit, de aici Petrea bani, el de asta o blochează. Gata, să-i consumată trebuie, dar noi nu suntem juriți, suntem cadrul juridic. Păi da, da, alimentați niște prostii. Nu alimentăm noi. Niște prostii. Păi nu, dar atâta timp că tu ai venit cu o acuză. Dar interesant că Petrea... Că eu susțin pe alții în defavoarea la alții. Asta cu el, nu-i spun. Petre a fost cel mai favorizat în sensul, și nu numai Petre. Păi, dacă ai văzut că nu știa care Petre și Petre. Păi, vedeți, aia. Deci Petre a fost cel mai bine avantajat prin faptul că el... Păi, nu mă întreba, păi, nu ai fost, dar nici n-am fost eu la ședință, ca să știu.
Și Dohotarul știi ce, ce susține? Știi ce susține? Se facem intrare, se face ulița pe lângă el. Între el și de la deal de el. Aia care duce la stai cu bătrânul. Aha. De ce nu facem pe acolo? Deci se facă acolo, dacă ăsta își face el intrare, este ulița, eu nu cheltuie nimic. Exact. Hai, spune cu Dohotarul ce susține Dohotarul. Nu a fost în stare să susțină o problemă în 12 ani și vine acum cu... Vom veni de plecat. Are problemele cetățenilor. Haideți să alegem președintele și ședințele. Propuneți. Închide bine acolo. Poți să propun eu? Da, datele. Da. Cum? S-o pot evita? Dacă dai un coneac la hamă, te propun. Nu, datele, vezi, pentru să le fixăm și datele. Nu, întâi, datele bine spun eu. Nu, eu propun că nu-l pot. Altă propunere? Sunteți de acord ca domnul Bontar să fie președinte? Cine are calendar de anul ăsta? Adică, nu vorbea. Cine are calendar? Zi, datele. Aveți e, iulie, iulie, da? Iulie. Chide datele. Iulie 26. 26, miercuri, da. August 23. Corect. 23 august. În la defilare. 23, asta, da. E mai septembrie? Și septembrie 20 sau 27, vedem. Pune la oră, 27. Începe și 27. Nu, 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 nu. În septembrie e pe data de 6. 6. Păi eu plec. Aici. Pe 6 septembrie. Da, da. A, ca să fie înainte 15, da. Da, da. Apropo, domnul primar, nu am întrebat niciunul, n-am avut curiozitatea, că e vorba de cultură aici. Și chiar să îndreptățesc să te întreb, că sunt la cultură. Cine candidează la postul de director? Sunt mai mulți? Dar nu la cultură. Da, eu nu știu. Păi nu, scoate inspectoratul postul, nu? La concurs? Dosarele se depun la inspectorat. Știu, da. A. Ce treaba are primăria cu... Perfect. Are treaba. Are. Mai duc liemni să mai fac șanse. Da, dar hai, dar nu cu bucătăria lor. Noi trebuie să le ducem la bucătărie. Da. Facem economie de curent, gata. Tot capul.